Conform numărătorii paralele realizate de partidele politice la alegerile parlamentare din 11 decembrie la Roman, cei doi principali competitori electorali au obținut rezultate care au distanțat în opțiunea electoratului. La Senat, PSD a adunat 9.803 voturi, ceea ce reprezintă peste 46% din voturile exprimate, în timp ce PNL a acumulat doar 5.510, adică 26,3%. Și la Camera Deputaților diferențele au fost majore, PSD obținând 9.208 voturi, ceea ce reprezintă 43,37%, în timp ce PNL a adunat 6.733 de voturi, reprezentând 31,71%. Prezența la vot la nivelul României a fost de 39,49%, în timp ce la nivelul județului Neamț a fost de 36,99%. La Roman s-au prezentat la vot 37,51% dintre persoanele înscrise pe listele electorale.